Hello! Și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight în care îmi urăsc viața pentru că o să joc cu domnișoara Burcică. Vedeți păpușa aia de acolo? Da, ați văzut-o? Este a ei. Dar, privind partea bună a lucrurilor, eu sunt lângă ușă, deci dacă vine pot să o văd și să mă ferez de ea cumva, cred. Ha ha ha! Vreau să joc cu asta! Totuși, în episodul de azi, m-am speriat. Mamă, ce m-am speriat! Frate, am crezut că o să-mi ia mie capul. V-am să zic că în episodul de azi o să mă chinui să nu urlu ca ultima chestie, pentru că am prostul obicei să fac asta. Ok, l-a pus sus acolo. A văzut-o pe aia, ok. Eu sunt safe aici. Unde-i scara? Ah, uite, am găsit-o. Nu mai e bine, nu mai e bine. Hai, pune-l, pune-l, pune-l. Eu o să stau aici pe după. Poate nu-și dau seama unde sunt. Mamă, deci, mapa asta e atât de ciudată, n-am jucat niciodată pe aia. Hei, 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 hei. O să stau aici, nu o să mă vadă. Ba, am zis că nu mai urlu și eu ce fac? Purceluș! Pa, pa! Îmi place de tine, dar nici chiar. Pa, pa! A, uite, fix lângă Cârlig, ok. Deci îmi place că i-a ignorat pe aia care reparau generatorul acolo. Și eu sunt pusă pe Cârlig. Băi, și m-am dus anume. Asta e că e bine, am fost pusă singura dată pe Cârlig. Și sincer, jur că eu nu știu să joc pe mapa asta. Pot să mă mor, frate, nu știu să joc pe ea. Sweetheart, puteai să mă salvezi. Te rog frumos, nu mă fac mai de puncte. Băi, o să mor aici. Alo? Nea? 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 Putea să mă salveze de acum un miliard de ani. Nea! Nea, superb, acum a văzut-o. Și eu să mor pe cârlig acum când nimeni nu mă salvează. Doamne! Ok, o să încerc să mă eliberez singură. Jesus, why? Lacrimă. Sniff, 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 sniff. Ok, mergem ușurel. Așa. Bun, trebuie să-mi dau heal și să-mi dau masca asta cât mai urgent posibil jos. Desigur că am eșuat skill check-ul ăla, se putea altfel. Oh, ce picioare ciudate are. Așa. Bă, nu de sa presupune că trebuie să găsesc o chestie din aia.
Uite, una aproape. Mă duc după aia acum. Ok, deci eu trebuie să-mi salvez fundulețul și după îi salvez și pe restul, că... Wow, ce rapid se scurge timpul. Wow. Ok, asta nu e bine. E prima dată când fac asta. Arată scârbos. Mamă, și cât de departe sunt unele de celelalte. Am dat-o jos, nice. Perfect. Bun, acum trebuie să mă sui. Nu știu exact pe unde, pentru că n-am idee până ar trebui să fie scările în jocul ăsta. Și să salvez pe Nea. Ok. Cum de celălalt nu a salvat-o pe Nea, care săraca stă pe cârlig? Ok. Stai puțin, cam deranjant. Ce face ăla? Doar repară generatoare? Vin să te salvez! Ok, bine, hai că-ți dau heal. O să-mi consum medkit-ul pentru tine. Fii fericită. Fugi. Gata. Aia ești. Fața nașpa e că dacă omoară pe Nea, s-au cam dus șansele noastre de a mai scăpa din meciul ăsta. Că tipa știa să joace. Deci, suntem puși într-o situație extrem de dificilă. Da. Bună! Ce faci? Hai că poate nu mă găsește. O, deci vine, știi, așa ușor și vrea să... O, Doamne! O, Doamne, ce m-am speriat! O, Doamne! O! O! Mamă! M-am speriat mai rău ca altceva de el, ești nebun! Măi, da, timpul ăsta se scurge în timp ce alergi? Că altă explicație n-am pentru asta. E tipa aia moare. Și noi nu avem ce să-i facem. Și nu știu exact de ce mă duc pe aici, sincer. Ok, o să mă duc sus, că sus sunt generatoare. Mamă! Ok, o să moară. Nea moare. Oh. Ne-a murit. Ne-a fucking murit. That's so sad. Unde e generatorul de se aude? Ok, a prins-o pe cealaltă. Jesus! Unde sunt generatoarele în mapa asta? Firar! Deci, auto... A, aici era... Au, Doamne! Ok, trebuie să mă duc să salvez. Știi ce? O să mă duc să salvez, nu știu exact cum, dar o fac. Pe-ci... Unde e? Ăla a dat disconnect, ești nebun. Ăla a dat fucking disconnect. Cum ai reușit tu să mă prinzi, dar mă rog. Ce cu gen? Ce cu meciul ăsta, fraților? Deci, n-avem nicio șansă să scăpăm. O persoană a dat disconnect și cealaltă care știa cum să joace a
a murit. Asta este foarte dezamăgitor. Și pe lângă faptul că probabil o să murim cu toții, nici măcar nu știu unde ar trebui să apară hatch-ul pe mapa asta. Și a prins-o din nou. Și am și văzut unde. Ok. Vedem unde o duce. A murit! Oh, Doamne! Oh, Doamne! Trebuie să găsesc hatch-ul. De bine! Unde? Ar trebui să fie heciu. Ok, și el caută, cred. E dedesubt? Subtul meu. Deci ea nu trece pe aici. Nu. Ok, înseamnă că hatch-ul e dedesubt. Ceea ce e cam nașpa, dar totuși dacă scap din hatch-ul ăsta cu viață, deși nu cred că o să se întâmple, o să-mi iau cutiuța mea foarte frumoasă. Ok. Îl aud? Stai. Nu știu, mă apoi să joci pentru prima dată în viața ta într-un video. Să-ți moare toți coechipierii, nu se dea disconnect. Și tu să prinzi hatch-ul, dar într-o mapă pe care nici măcar nu știi. Bă, asta înseamnă să fii Barosan de Barosan, ok? Ok, bun. Spune-mi, te rog, că-ți bați joc de mine. Spune-mi, te rog, că ăsta nu este destinul meu să rămân pe mapa asta super stupidă! Ah, cineva să-mi spună ceva, vă rog, doamne. Hei, Ok. Deci, cum se face că din 5 persoane, nu 5, doamne, ce prostii zic și eu, 4 persoane care trebuiau să fie în meciul ăsta sunt doar 3, iar eu sunt blocată aici, în mapa asta super oribilă pe care persoana l-a urăs, mă rog, altceva. Și nu știu exact ce o să se întâmple, pentru că nu găsesc niciun generator. Spuneți-mi, vă rog, cum? Cum s-a întâmplat asemenea chestie? Unde sunt generatoarele? Mama, am și răgușit. Am găsit unul. Mamă! Stai, unde e? Jos? Ah, chiar e jos! Super! Yay! După un miliard de încercări și căutări și chestii și bla bla bla, am găsit într-un final un generator. Un generator din patru. Mai avem trei generatoare, eu nu știu pe unde e killerul ăsta. Și posibil să dau un arsenal cu el pentru că nu s-a dat atentă când fug. Deci, da, foarte frumos, nu? Apropo, știți, dacă doriți să-mi lăsați și mie un like mai jos să mă ajutați și pe mine în această situație oribilă în care sunt acum, pentru că ăsta este destinul meu să fiu
într-un meci oribil de Dead by Daylight, vă rog să apăsați, vă rog, pe butonul de like, vă rog, vă rog, vă rog. Și de asemenea să nu uitați să vă abonați, să apăsați și pe butonul de notificare, în caz că vreți să râdeți de mine, că mă joc Dead by Daylight, pentru că vă sperii de chestii foarte micuțe. Bun. Mi pe aici. Deci mi-a dat puncte de bold, da? Succes, aud generatoare. Dar nu știu unde exact. Ui! Parcă văd că e spatele meu. Iac! Iac! Aaa, sunt vierbi! O, Doamne! O, ok, bine, n-am mâncat nimic azi. Dar viermii ăia... Parcă nu mă fac să mă bucur prea mult de viață. Știi și tu ce ora ți-am? Iac! Cui a venit minunata idee să pună viermi acolo? Spuneți-mi, vă rog, cui? Cine s-a gândit că ar fi foarte frumos să băgăm niște vierni lângă o bucată de porc? Într-un joc! Dacă caracterul tău ia vreo boală în timp ce calcă pe viermii aia, că practic tu sari de pe chestia aia unde ar fi o combină și te duci jos. Jur, mapa asta e foarte creepy. Cred că creepy e puțin spus. Totuși e puțin ciudat. Cum te mai sunt trei generatoare de făcut? Eu îl fac pe ăsta și nu mai este încă unul făcut în paralel. Ar trebui să fie gata încă unul până acum. Că nu cred că killerul ăsta a găsit a treia persoană. Sper totuși să nu frece menta de iurea și să ne chinuim degeaba cu meciul ăsta, că ar fi foarte urât. Nice. Ok, unul e aici. Stai, și pot am urcat acum. Ok, sunt atât de confuză. Și sunt mai confuză de faptul că nu găsesc un generator. Deci se aude unul în partea aia, da? Eu nu pot să intru pe aici, nu pot să fac nimic. Deși cred că asta o să deschidă după ce ăla e gata. Sau ceva de genul. Sau asta? Nu știu, unele uși de pe aici par că o să deschidă. Ok, și mă duc așa. Ah, l-am găsit. Mamă, ce m-am speriat de tine, Dwight. Dwight, cât timp ai stat ascuns aici? Hai că poate nu vine aici, reparăm generatorul și scăpăm. Deci, jur, mapa asta îmi dă fiori, frate. O, are și lanternă. Ok. Hai, frate, nu veni aici. Se putea altfel, se putea. Ok, trebuie să găsesc o chestie și să o eșuez ca să pot să fac ceva în meciul ăsta. Great. Ce chestie pot să eșuez eu de pe aici? Păi să vedem, n-am niciun generator. Nu am fost rănită. Foarte frumos, nu? Hai frate, nu-l pui odată pe un cârlic ceva? Da, l-a pus acolo. Poate nu mă vede. Poate? Bună! Tu ce campezi? Hai, vino, 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 vino după mine, știu că vrei.
strângem în brațe până număr la 3. Ritmul meu te cheamă. Știu că vrei. Pleacă, Dwight, pleacă. Și vino să mă salvezi, netrebnicule. Că dacă nu mă salvezi, ăla ești. Cum îți rup gâtul și toate moațile din tine. Ah, Doamne. Ar fi bine să-și dea heal. Nu știu cum face chestia asta, dar ar fi bine să realizeze. La 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 la. Ah, super. Super. A fost făcut un generator, o să se ducă la poartă, Dwight se duce la poartă. Tipa aia nu știu exact ce face. Sau cine e ăla? Ce e ăla? Nu știu exact ce e. Ah, vine și mă salvează, ești nebun. Ok, e lângă mine și mă campează că l-aud. Frate, de ce nu mă salvezi? Mulțumesc. Frate, unde e o poartă? Eu nu m-am uitat să văd în ce direcție s-au deschis porțile. Superb. Asta e super nașpa. Uite una, am găsit-o. Nice. Ok, pot să deschid poarta asta. Nu știu unde este cealaltă, dar... Dar... Nu, 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 nu fă semne, nici să nu te prind. Nu, nu, nu. Du-te și salvează-l. Nu fă așa la mine. Dacă nu deschidem poarta, aia suntem. Trebuie să ne ducem la sigur și să-l salvăm. E fix direct înainte, deci putem să-l salvăm. Hai, salvează-mă. Și pe mine așa, bun, bun. Și fii atent, ok? Mergem împreună și îl scoatem de pe cârlig. Sper doar să înțeleagă că o să venim după el. Hai, 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 hai. Hai, Dwight, bravo, mulțumesc că vii cu mine. Hai, 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 hai. Mergi, 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 da, 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 da. Ok, meciul ăsta a fost foarte fain. Măi, nu e atât de rău să joci de Badela și în 3 playeri. Gigi! Da, flash, da, da, sigur, sigur, sigur. Am o frate, stătea și campa acolo la cârlig în loc să ne caute. Bine, recunosc, mapa asta este foarte nașpa. Eu ca și killer probabil n-aș ști pe unde să caut foarte bine. Pentru că, frate, te duci într-o parte, auzi un generator care e sus, când de fapt e jos, știi, dacă știi ce zic. So, yeah, hai că nu e atât de greu totuși. So, dragii mei, eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată, sper că v-a bucurat acest episod de Dead by Daylight. Vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos, de asemenea să vă abonați cu clopoțel, pentru că de obicei nu menționez de clopoțel și a trebuit să fac chestia asta. Să nu uitați să verificați linkul din descriere și să-mi lăsați și mie un comentariu mai jos. Eu v-am pa pe toți și pa pa!